Să luăm. Să luăm. Gata, și zblând. Și zblând, gata. Frig? Homar. Haideți, poftiți. Am, mulțumesc, mulțumesc. Scuze. Merg la 6. Știu. Îl gătești sau lucrești? Gătesc. Cum? Paste și smântână. Mai bine cu roșii. Cu roșii. Mulțumesc. Это часть, ты призналась, что нет любви. Liz, ești acasă? Ce luat aici? Bunătăți. Dar câte? Cum a fost azi la lucru? Ei, cum? Am gătit și iar am gătit. Am gătit și iar am gătit. Ce mâncăm azi? El? Liza? Mitică. Mitică, Liza. E bun. Ai terminat sacou pentru clienta aia? Da, doamna Zaharia. A venit azi și l-a luat. A zis că îi place. Stai. Ce? Stai, mă scot. Eu. Îi place? Aha. Bun. Mai strâng puțin. Și las mai larg aici în față și mai deschid un pic la gât. Ia. Homar cu paste. Și cu roșii. Ia uite-l. Mitica lui tata. Nu ți-ai ieșit asta? Atacăm. Aduce vin.
Ei, cum? Se poate mânca? Gustos, gustos, gustos. Iartă-mă. Stai, stai, stai. Eu mai am așa ceva de lucru. Aici la cât. Grișa, Nu știu, întreabă clienta. E vecina noastră de la 69. A fost zilele trecute pe la noi și a zis că ar vrea o roche. Precis, Varvara i-a zis de mine. Rusoaica. Da. Ce fac aici în față, Asta. Las-o decoltată. Da? Aha. Păi și cum o să arate? Frumoasă. Da? Bună seara și bun venit la știrile de noapte împreună cu Lucian Neville. Iată care sunt cele mai importante momente ale serii. Se anunță întreruperi programate ale furnizării de energie electrică în toată țara. Guvernul își iubește cetățenii romantici pe întuneric. Iubește. Nu se văd tastele. Unde telecomandă? Deja este. Se realege guvernul. În doar câteva minute poate revenim cu mai multe detalii. Pentru moment, dacă vă aflați în aceeași situație ca și noi, deci pe întuneric, încercați siguranța, poate se reaprinde lumina. Am primit. Siguranța? A țipat cineva? Da. Tele noastre. Adevărat că încă nu a răspuns la telefon, dar moldovenii niciodată nu-și pierd speranța. Doamne ajută! Un număr important de cetățeni de prin toate aioanele din țară au semnat cererea cu privire la schimbarea statutului țării din Republică în ținut. Conducerea lor... Așa mai bine? Lisa, pleacă un bărbat din 69. Pleci și tu sau ce faci, Grigore? Bă, Lisa, ce noi? Lisa, n-ai să crezi. Scoate becul de pe scară. Cum adică? Cum adică? Adică scoate becul de pe scară. Intră în 69 cu el. Aha. Grișa. Să-i dus tu aici. Cum pe... Grișa. Grigore. Grișa.
ce, iubitul? Mă gândesc să mă duc să-i bat la ușă, să văd dacă e totul bine cu lumina. Auzi, dar să te duci să vezi dacă și Varvara e bine cu lumina. Liz. Gândește-te puțin. Oare ce-i face? Ei, poate o taie cu becul la gât. Hă? Sau înșurubează filamentul în ochi și îi scoate ochiul. Hă? Ce-i face? Grișă, oare ce-i face? Ia gândește-te puțin. Hai, gândește-te, Grigore. Oare ce-i face? Hă? Vai, ce m-am speriat. Să țip și eu? Bate cineva la ușă. De ce ți-a încuiet ușa, că doar nu dau turcii? Ia că de v-am adus tu o caniță. Să-mi spui cum a ieșit. Gândesc că e mai bună ca a ta, dar tu și stai aici, stara așa de chiatră. O bunătate o ieșit. Vcuzna! 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 Dar și-ai, Grigore, și te uiți așa. Tu ai țăpa mai devreme? Ce-i face, Grișa? Oare ce-i face? Sigur, dar e la gând, sigur, cu becul și bagă filamentul. Auleu, Grișa, oare ce-i face? Deci mă întreb ce-i face, oare ce-i face? Ți-mi place? Auzi, auzi. Oi, 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 Grișa, ce face, Grișa? Ce-i face, Grișa? Hărășu. Călucic! Ia câtă! Liz? Liza? Da, Grișa. Liz, te-ai supărat? Habar n-ai tu. Păi,